Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru luni. O zi extraordinar de bună. Este o zi în care reușim să ne punem în practică acele idei care ne-au venit. De ceva timp fiecare a avut tot felul de idei, s-a informat în legătură cu o situație. Mai doream noi acolo niște schimbări. Ei și aflați că vestea bună vine luni sau luni vedem primele rezultate. Unii poate chiar ați început anumite demersuri de a schimba un anumit lucru în viață. Fie că discutăm de ceva banal, de un stil de viață, de ora la care te pui la somn, fie că discutăm despre lucruri importante, profesionale sau lucruri mai mari, personale, dar ideea este că luni se mai clarifică treburile. Este o zi de putere, o zi în care ni se arată dovezi concrete în legătură cu situația în care ne aflăm. Atenție, că pentru unii pot fi lucruri mărunte, sunt surprize care apar. Însă este o zi cu predispoziții spre certuri sau spre neînțelegeri, pe tot ce ține de domenii de activitate feminine. Da. Sau este o zi cu predispoziții foarte mare în discuții în contradictoriu între femei. Eventuale conflicte care pot apărea, dar până la urmă lucrurile se rezolvă, să știți. Până la urmă, găsim niște idei, găsim o soluție și lucrurile par să se așeze mult mai ok. Este o zi cu foarte multe evenimente din punct de vedere astrologic, unele mai mari, altele mai mici. Cele două, care sunt mai mari, se simt deja de câteva zile și se vor mai simți, doar că luni este apogeul și sunt extrem de pozitive. Hai să vedem data de 30, împărăteasa și nebunul, așa am considerat să iau. Discutăm aici, uite, despre acel moment în care avem parte de o surpriză. Nebunul mai reprezintă și planeta Uranus, deci e vorba de o surpriză, oricum nebunul vine cu, cu mult curaj, cu entuziasm, cu surprize, el nu prea știe pe unde merge, nu poți să te bazezi pe el, dar este o persoană care se bucură în general de viață, nu de lucruri materiale Ei, fiind și împărăteasa, eu tare m-aș gândi că este vorba despre un nou mod în care noi încercăm să abordăm lucrurile Legate de un stil de viață mai sănătos, chiar surprize care pot apărea legate de confortul nostru, legate de muncă, o zi în care femeile, așa cum am spus, au un rol important și va fi un moment în ziua de luni în care vom fi așa pe nisipuri mișcătoare. Nu vom înțelege noi lucrurile clar, unele persoane se vor victimiza, altele vor da dovadă de prea multă curiozitate și așa mai departe. Însă, Energia generală este justiția, care vine clar aici cu un moment de echilibru, un moment de pace, dar și decizii importante pe care le putem lua în ziua de luni. Putem să semnăm contracte, putem să facem schimbări în modul în care abordăm munca, în modul în care abordăm viața, confortul, iubirea. Se rezolvă multe lucruri în ziua de luni legate de un nou proiect, o firmă, ceva legat de un copil. Deci, cei care aveți astfel de chestii, dați tare luni pentru că aveți șanse să le rezolvați și chiar cu surprize plăcute. Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să insist mai mult pentru fiecare zodie. Așa cum am spus, am multe lucruri de spus. Și, ce să vă spun, vă invit la filmările pentru această săptămână, pentru că în weekend avem o lună plină care va schimba destul de mult lucrurile. Este o lună plină așa cu un mic mare scandal, o lună plină cu surprize. Am discutat deja pentru fiecare zodie și în partea publică și în comunitatea canalului. Acolo aveți analiză de 20 și ceva de minute pentru fiecare zodie și e mult. Bun, și vă invit și la filmările pentru februarie, că energiile lunii februarie deja se simt, dar nu sunt neapărat negative, dar e ca liniștea dinaintea furtunii. Hai să începem. Zodia Berbec. Păi, dragi berbeci, pentru voi este o zi destul de interesantă. Da, mi-au sărit hărțile. Două secunde. Ce faceți, dragi berbeci? Eu zic cu haos și pentru voi, dar nu într-un sens negativ. Da? Uite, rezolv ceva important astăzi legat de bani, legat de o instituție primește o veste bună care te valorifică, te face să te simți așa într-un anumit fel, și este o zi în care vei alege să comunici mai mult, și chiar vei avea o surpriză foarte plăcută din partea unui prieten sau din partea unui grup de oameni din care tu faci parte. Mai mult decât atât, vezi că este o persoană mai retrasă, mai ciudată, poate să fie o femeie cu probleme de sănătate sau este o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult timp, o vecină, o prietenă, o rudă și care te poate ameți puțin de cap astăzi. Lasă intuiția deoparte, folosește rațiunea că te ajută mult mai mult, părerea mea. Și ce mai văd aici este faptul că prin niște idei care îți vin, prin curajul de a exprima o anumită informație, ești foarte bine susținut în ziua de luni. Să vedem ce îți spune și tarotul. Prima carte, Cavalerul de Spade și Cinci de Cupe. Așa cum spuneam, o surpriză pe care o ai legată de trecutul tău, o supărare a unei persoane, văd aici, dar nu simt că este vorba despre tine. Cavalerul de Cupe vine cu o ofertă pentru tine, o veste legată de inima ta, legată de dragoste, un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău sau o veste pe care o primești în legătură cu o persoană de la drum sa vine cu energia taurului sau cu energia balanței. Însă văd aici mult confort, văd multă stabilitate și așa cum am spus, este o zi bună pentru tine, chiar dacă aparent lucrurile nu sunt stabile, dar sunt pe nisipuri mișcătoare. Zodia Taur, da, dragi Tauri, pentru voi este o zi bună. O zi bună în care simțiți voi așa că ideile pe care le aveți în sfârșit lumea vi le apreciază și mai mult decât atât este o zi bună în relația cu șefii, în relația cu autoritățile. Primiți bani, se întâmplă ceva, vă simțiți în mare fel. Relația cu o femeie din cercul vostru de prieteni sau un lucru pe care cineva vi-l spune e posibil să vă dea puțin peste cap. Poate chiar planurile de viitor, fără teamă, dragi tauri, tot înainte, pentru că soluția vine Printr-o protecție foarte mare pe care o, o ai. Soluția vine uh, tocmai prin a-ți to se confirma că această schimbare sau uh, acest demers pe care tu îl faci este benefic. da, E cineva acolo care te ajută, e o persoană specială, aș spune eu. Sau se întâmplă o mică mare minune pentru alți tauri și sunt zile în care puteți să primiți bani, puteți să primiți. Uh, Cuvinte de laudă de apreciere, deci e o zi bună, dar atenție na, în relația cu femeile, că pe acolo e cu lucruri ciudate. Hai să vedem uite, cavalerul de spade, 8 de bâte judecata. O zi în care apare evenimente neașteptate și este o zi cu revederi. Te revezi cu cineva sau ai așteptat foarte mult timp un răspuns și acum el apare și îți clarifică lucrurile. Doi de monede îmi spune mie că totuși tu stai, analizezi foarte bine lucrurile astăzi și ești prins pe neașteptate între două locuri. Trebuie să mergi în două locuri sau ai două proiecte, este nevoie să te împarți și pe casă și pe muncă, în toate direcțiile. Nouă de cupe, ultima carte care anunță bucurie, care anunță succes, împlinire și mulțumire pentru tine în ziua de luni. Uh, Eu o zi cu foarte mari surprize pentru tine, nu uităm de trigonul dintre mercur din capricorn și uh, și domnul uranus de la tine din zodie, deci e cu surprize, dar atenție că e cu surprize plăcute Zodia gemeni Dragi gemeni dimineața sigur simțiți să mai dormiți puțin, uh, dar uh, Interesant este că e o zi foarte bună pentru voi, în care, în sfârșit, vi se confirmă la fel că ideile voastre sunt bune, sunteți foarte bine susținuți pe tot ce ține de cunoaștere, de zona studiilor, de comunicare. Și interesant este că aveți parte de o surpriză legată de o. ori de o transformare pe care vă doriți voi de mult timp, ori e vorba de o surpriză legată de o pasiune pe care o aveți. Dar mai mult decât atât, este o zi în care o femeie te bagă în ceață da? sau este un moment în care nu prea îți înțelegi tu valoarea profesională, te panichezi, nu prea... Nu vezi lucrurile foarte clar, dar ajutorul pentru tine vine din partea unui prieten care îți poate clarifica lucrurile fără dar și poate. Hai să vedem, dragi gemeni, ce trebuie voi să știți. Opa! Căzu cărțile patru cărți, le lăsăm pe toate, ce să facem? La baza pachetului, 8 de bâte, împăratul. Împăratul vorbește despre o legătură cu Zodia Berbec. Vezi că este o zi în care comunici cu persoanele cu autoritate, cu directorul, cu șeful, cu tatăl, cu o persoană importantă din viața ta. Însă văd și pe o persoană care te ajută. Văd aici un blocaj, un 4 de cupe și un 10 de spade. Dragi gemeni, Lăsați, să spun așa, persoanele din jurul vostru care au probleme, da? Lăsați-le deoparte, pentru că energiile astea vorbesc despre un blocaj, dar nu, nu că se întâmplă ceva fizic, e mai mult ceva la nivel mental. Da? Cineva îți spune o vorbă, se uită cumva la tine și gata, da? Te-a panicat, te-a băgat așa într-o închisoare mentală acolo. Lasă vorbele deoparte astăzi, ascultă sfatul persoanelor care sunt alături. Vezi că dacă te supără vreun prieten, dacă îți spune vreo ceva cineva, vezi că e o persoană care are niște reguli pe care nici ea nu le respectă, și mai puțin, mă rog, mai mult decât atât, nici pe tine nu te ajută. Și indiferent ce decizie se ia astăzi, pe la muncă, prin cercul prin care te învârți, tu nu la seamă pentru că se rezolvă. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi o zi cu surprize, o zi bună În care se rezolvă ceva legat de un bărbat, ceva legat de o activitate masculină Faci tu ceva acolo ce se rezolvă uh, Mai mult decât atât, uite, e o surpriză foarte plăcută Legată de uh, un contract, legată de o înțelegere, de un cerc de prieteni Acolo lucrurile sunt bune Și mai mult decât atât, uh, pentru tine este o zi bună În care primești o veste bună chiar la prima ora dimineții, da? chiar la prima oră. Pentru unii, pentru alții, vedeți că intrați așa într-o perioadă în care nu aveți suficientă energie, așa că mai mare atenție în jurul vostru, nu exagerați, faceți ceea ce trebuie, dar dacă simțiți nevoia să vă odihniți, e ok să faceți acest lucru. Meditația și rugăciunea te poate ajuta foarte mult astăzi și la un moment dat vezi că o discuție cu o femeie, da, uh, ori e o femeie care locuiește într-o altă țară, ori este o persoană care are niște studii superioare sau se ocupă, nu știu, are un loc de muncă mai uh, diferit, da, Hă, te cam bagă da, uh, bă, nu prea mai înțelegi tu ce se întâmplă. Însă vezi că ai foarte mare ajutor din partea unui șef sau din partea unei persoane în haosul ăla mic, da, care se creează, poate în mintea ta, nu neapărat fizic. Tu ești bine din povestea asta, chiar ești foarte bine. Poți să ceri ajutorul șefului tu sau poți să ceri ajutorul unei persoane e importante, că ești bine susținut. Hai să vedem, dragi rași, ce faceți voi. La baza pachetului 7 de monede și cu turnul. Ei, o așteptare i-a sfârșit astăzi. Văd aici că cineva tot stă, tot se uită spre trecut, tot încearcă să analizeze o situație, însă turnul vine cu o surpriză legată de o persoană din trecutul tău sau o surpriză legată de o așteptare. Doi de cupe, o întâlnire cu un prieten, cu un coleg de la muncă, ai o discuție sau o întâlnire cu persoana iubită. De mult timp n-ai mai discutat tu cu această persoană și acum ai ocazia. Dar, repet, nu vă mai gândiți doar la dragoste, că aici poate să fie vorba chiar de un fost coleg de muncă da, pentru unii. Sau da, un fost coleg de facultate, de liceu. Șapte de cupe. O zi bună până la urmă, dar atenție pe tot ce ține de iluzii, dragi raci. Atenție mare, mare pe așa ceva. Uh, ai de făcut niște alegeri, uh, nu știu, te bucură foarte mult această revedere sau te bucură foarte mult această situație Ți-am zis că ești bine din poveste, dar atenție uh, la alegerile pe care le faci Zodia Leu, Dragilei o zi mare pentru voi, soarele vostru se uh, înțelege foarte bine astăzi cu Marte din Gemeni Așa că, cei mai mulți dintre voi aveți o foarte mare susținere din partea unui prieten sau într-o activitate de tip masculin, într-o activitate cu un grup de oameni, dar mai mult decât atât, vezi că este un moment în care, în sfârșit, te simți și tu bine în legătură cu o relație, dar nu văd să fie o relație de dragoste. Mai mult e ceva ce îți place ție să faci. Însă, tot ziua de luni vine cu o concretizare legată de muncă, din nou. Deci ai o surpriză plăcută de acolo, ceva frumos se întâmplă. Este o zi bună, în egală măsură, pentru tine, în care poți să primești un ajutor sau o veste bună. Legată de un prieten din străinătate sau legată de o discuție la nivel înalt, cineva care te ghidează, cineva care te ajută. Este o persoană care este mai înaltă decât tine în funcție sau o persoană mai înțeleaptă pentru unii dintre voi. De unde vine uh, haosul pentru tine? Că e cu haos pentru toată lumea, dar nu e ceva mare. Da? Haosul pentru tine vine din din partea unei femei sau vine din partea unei persoane care e pe acolo pe lângă tine, te susține, te ajută sau haosul poate să vină atunci când discutăm de viitorul tău în dragoste sau îți faci tot felul de idei. Lasă ideile deoparte, ia și discută cu persoana respectivă că e ok. Da? Cum se spune, nu băga în seamă fiecare vorbă pe care o auzi de la orice persoană care se apucă și uh, vorbești ca să ai, mă rog, ca să se afle în treabă. O panică văd aici în, pe ceva legat de o bancă sau ceva legat de o moștenire pentru alții lei. Nu băgați în seamă toate poveștile și luați și informații vă cum trebuie pentru că lucrurile se pot rezolva mult mai ușor față de cum vă imaginați. 5 de monede, 7 de cupe. Nu, 5 de cavalerul de monede, nu știu. Poate e o problemă aici cu banii, pentru că acest cavaler de monede se mișcă greu. E o energie foarte înceată și fiind monedele e cu banii, e cu stabilitatea. Următoarea carte, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. O zi cu multă sensibilitate, dar așa cum spuneam, este o zi în care ți-aș recomanda să fii și foarte atent din nou pe, nu știu, pe lichidele pe care le consumi. Vezi să nu fie cu prea mult zahăr, să nu bei multă cafea, chestii de genul acesta. Ultima carte, Regina de Cupe, foarte frumos, din nou o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion, Pești. Dar văd aici o legătură cu o persoană dulce, sensibilă, iubitoare Și regele de cupe și cu regina de cupe vorbesc despre un suflet pereche sau despre două persoane care au aceeași activitate E un coleg sau o rudă poate să fie pentru unii Cineva care te susține, cineva care te ajută Zodia Fecioară Dragi Fecioare, ce faceți astăzi? Pentru că pe cer lucrurile arată destul de interesant pentru voi. Uite, e o zi foarte bună pentru tine pe muncă, în relația cu autoritățile, în relația cu șefii, ești foarte bine susținut pe așa ceva. Și mai mult decât atât, uite, este o zi bună în relația cu persoana iubită, în relația cu străinătatea, în relația cu studiile superioare. Deci ai foarte multă creativitate, ești bine susținut și chiar surprize plăcute care apar mai ales legate de o afacere sau legate de o activitate comună împreună cu persoana iubită. Dacă ești o fecioară singură, mare atenție prin jurul tău, că astăzi vei atrage atenția celorlalți și panica pentru tine, ca să zic așa, vine din partea unei colege sau din partea unei femei. Este o persoană care e așa cu capul în nori, nu e o persoană rea, dar nu este o persoană foarte realistă, și de acolo e posibil să ia să cu scântei. Atenție foarte mare astăzi pe acte, hârtii și documente. Uită-te cu atenție că tu ai uh, uh, acea calitate de a vedea detaliile, deci acolo e bine să fii atent sau atentă. Uh, dacă ai o șefă la muncă, vezi că acolo nu știu, se panichează, nu vede ceva bine, e un haos, se rezolvă treburile. Iar bineînțeles că cei aflați într-o relație, la fel uh, apare acolo un mic mare haos. Ajutorul vine din partea unei bănci sau ajutorul vine din partea unui departament care se ocupă cu banii în mod special. Pentru alții discutăm despre uh, un ajutor legat de o muștenire, legat de o sumă de bani și poate chiar partea bună este că rezolvi și ceva legat de o casă. Hai să vedem. Sau cineva din familie te ajută. Hai să vedem, dragi fecioare, ce vă spune și tarotul. O zi interesantă. Valetul de băte, 2 de monede. O activitate nouă pe care o faci, dar văd aici mult entuziasm. Ești prins în două activități astăzi sau e nevoie să mergi în două locuri, însă cred aici că vei reuși să găsești soluția cea mai bună. Regele de monede este energia ta și este clar că vei aborda lucrurile foarte serios în ziua de luni, poate chiar intri direct așa în muncă, fără pauză și încerci să recuperezi mai mult. Dar văd și acel moment în care primești o veste, se întâmplă ceva care te face să te simți mult mai sigur pe propria persoană. Ultima carte, Arcana Majoră, numărul 15, o legătură cu Zodia Capricorn, dar văd aici și o tentație pe care cineva o are. Vezi că este o zi în care, așa cum ți-am spus, e bine să fii foarte atent sau atentă chiar și la o persoană din jurul tău care are anumite adicții, dependențe, probleme, fie e psihice, fie nu știu, stă prost cu nervii, fie e o depresie, fie e cineva care cu această arcană majoră poate avea niște dependențe da? sau niște probleme în dragoste sau dependențe de alte chestii. Nu știu, se întâmplă aici niște lucruri și asta e de bine. E de bine că rezolvi, că tu ești într-o poziție bună. Zodia Balanță. Ce faceți, dragi balanțe, că în sfârșit ieșiți din zona crepusculară, da? Lucrurile se mai liniștesc pentru voi și uite, e un moment foarte bun pentru tine în relația cu persoana iubită, în relația cu uh, un copil. De asemenea, ziua de luni vine cu niște vești extraordinar de bune pentru tine legate de un parteneriat, de un contract pe care îl semnezi pentru o afacere pe care o ai dar alții dintre voi chiar aveți aici o activitate nu știu ori masculină ori o activitate care ține de uh, nu știu de un, de un domeniu în care sunt mulți bărbați sau ceva de genul acesta ideea este că mai mult decât atât uite astăzi e o surpriză foarte plăcută legată de confortul tău în casă în familie se rezolvă ceva pe neașteptate este un moment de putere pentru tine, te simți așa foarte bine, dar mai mult decât atât, vezi că este o zi în care o femeie de la muncă, o colegă sau uh, o vestă pe care o primești legată de zona sănătății sau chiar o eventuală mică, mare problemă care apare, nu știu să spun că te doare capul și te apuci și te gândești la tot felul de idei și tot felul de... Uh, e o bol, da, care ar putea să fie. Uh, partea asta te poate panica, te poate băga puțin în haos, poate chiar neatenția unei colege sau neatenția unei persoane. Însă, partea bună este că ai o persoană care te va ajuta, este o persoană de la care ai ce învăța sau este o persoană specialistă pe un domeniu, e cineva care știe multe, care are multă influență. Și interesant este că rezolvi ceva legat și de o relație astăzi. Da? O relație cu o persoană importantă. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. La baza pachetului, 9 de cupe și cu 3 de monede. O bucurie pentru sufletul tău în legătură cu un proiect pe care îl ai. Sau o bucurie legată de o întâlnire într-un grup mai mic de oameni. Următoarea carte, 5 de spade, o nedreptate pe care uh, cineva o simte. Poate tu o simți, dar pentru alții eu tare țin să cred că e vorba despre uh, un compromis pe care cineva îl face sau ai o persoană prin jurul tău care profită de o poziție în care se află. Următoarea carte 8 de cupe văd faptul că vei trece ușor peste acest eveniment, adică vei lăsa ușor în spate aceste lucruri, dar pentru alții dintre voi văd că vă dați seama că e cazul să. Um, să vă îndreptați spre spre bucuria voastră să nu mai băgați în seamă toate nimicurile zodia scorpion. Dragi scorpioni. Uh, pentru voi o zi bună, Marte, guvernatorul vostru uh, se înțelege bine cu soarele. Asta înseamnă că e un moment de putere pentru tine, se rezolvă ceva important legat de casă, familie legat de o persoană importantă de acolo. E ceva legat de un bărbat sau de o problemă dintre bărbați, eu tare timp să cred că e ceva ce îți dorești tu acolo să schimbi, îți dorești să ieși bine și e ok, ești bine. Mai mult decât atât, uite, este o zi în care vei avea niște surprize foarte plăcute în conversația cu o persoană din familie sau într-o conversație legată de zona imobiliarelor. Într-o conversație veche, da, care se reia. De unde vine panica pentru tine astăzi? Vine din partea unui copil, din partea persoanei iubite, dar mai mult aș crede că vine pe iluziile acestea că cineva, nu știu, ori persoana iubită mai are pe cineva, ori primești o, un sfat, primești o veste de la o femeie care te cam tulbură. Lasă lucrurile astea deoparte, ești foarte bine susținut pe partea ta practică, pe ceea ce faci. Uh, susținerea poate să vină de la muncă, din partea unei persoane importante sau chiar faptul că ești foarte mult apreciat pe ceea ce tu faci. Iar dacă ai o afacere, lasă panica deoparte și uh, puneți acea idee nouă în practică că ești extrem de bine susținut sau chiar ceva benefic care apare pentru tine de pe zona sănătății. patru de spade, asul de monede. Parcă vrea să te odihnești, parcă vrea să te mai liniștești, ai intrat într-o zonă crepusculară pentru câteva zile, adică se întâmplă tot felul de lucruri pe care nu le poți controla, e intens, dar nu e negativ. Vrei liniște, vrei pace, nu știu, ți-a venit o idee, ai primit o veste, asul de monede vine cu ceva stabil, cu ceva concret și acest aspect văd că te liniștește te face să te simți bine. Regele de bâte vorbește despre o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar vorbește și despre o afacere sau despre o negociere pe care o ai de făcut. Iar doiul de bâte vorbește despre o legătură cu străinătatea, despre un proiect pe un termen mai lung, dar doi de bâte vorbește și despre un moment așa special în care te afli o legătură cu, nu știu, o situație. Primești o veste bună care te liniștește, te liniștește bine de tot. Zodia Săgetător. Dragii mei săgetători, pentru voi este o zi destul de interesantă. În primul rând, se rezolvă ceva important legat de o mașină, ceva legat de un drum sau chiar ceva legat de o conversație. Ceva legat de o rudă, lucrurile acolo sunt bune, chiar conversația cu ceilalți sau comunicarea cu ceilalți este foarte benefică. Mai mult decât atât, este o zi bună pe muncă în care vei avea parte de tot felul de surprize plăcute, persoane care vin în vizită la muncă sau persoane care îți vin în vizită, activități pe care le faci și din care ieși extraordinar de bine. Dar este și o zi în care te vei concentra foarte mult pe relațiile cu ceilalți și o femeie din familie te poate ameți de cap astăzi Așa că nu băga în seamă toate victimizările care apar da? Mai mult decât atât, vezi că este o zi în care foarte multă susținere din creativitatea ta ai niște idei geniale pe care e bine să le să le accepti, iar dacă simți nevoia să mai faci o glumă, să mai detenționezi atmosfera, e ok tot înainte. O ieșire cu un copil, o ieșire cu persoana iubită te-ar putea ajuta astăzi, iar săgetătorii singuri fiți atenți în jurul vostru că sunt șanse să apară cineva. Printre clienți, printre colaboratori, nu știu. Soarele și șase de spade. Soarele vorbește despre o legătură cu Zodia Leu, dar și despre un succes, despre o bucurie legată de un drum, o bucurie legată de o mașină, dar și despre faptul că simți așa că se elimină o perioadă mai puțin plăcută. Eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară, este o zi în care o persoană cu experiență te poate ajutați, poate fi alături, dar este și un moment de pace. E un moment în care te simți sigur pe tine, dar nu prea asculti părerea celorlalți și tare bine faci. Ultima carte, pajul de spade. Multă curiozitate văd aici în legătură cu o persoană sau multă curiozitate în legătură cu o activitate. Asta e extraordinar de bine. Studiez ceva, analizez ceva. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, pentru voi este o zi de luni extraordinar de benefică și cu surprize în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil, pe tot ce ține de zona afacerilor, dar mai mult decât atât este o zi foarte bună pentru tine la muncă. Ești apreciat, câștigi bani, toată lumea te aplaudă, rezolvi o problemă de sănătate, e ceva fantastic acolo care îți dă putere. Um, atenție astăzi pe discuția cu o femeie de la muncă sau atenție pe niște vești pe care le primești în legătură cu o problemă de sănătate Nu te panica foarte mult, vezi că ai o vecină pe acolo sau um, ai o persoană din anturajul tău mai uh, dificilă care... Um, să spun așa, te poate da puțin peste cap. Nu știu, unii capricorni aflați de cineva care are o problemă de prin jurul vostru. Nu e ceva să vă impacteze în mod direct. Că nu vă să fie ceva direct negativ pentru voi. Partea bună a lucrurilor este că cineva din casă sau din familie te ajută să-ți rezolvi anumite probleme. O întâlnire cu o persoană veche sau faptul că ei o activitate, repar ceva în casă, rezolvi o problemă cineva din familia ta rezolvă o problemă veche de sănătate sau începe să se simtă mai bine. șapte de cupe, cavalerul de băte, o zi cu mult entuziasm pentru tine, o dorință mare de a trăi din plin și este o zi în care ar fi bine să fii și tu foarte atent pe tot ce ține de, de iluzii. Steaua, o legătură cu un vărsător. ziua de luni vine cu multe speranțe pentru tine, în sfârșit încep să vezi o luminiță acolo de la capătul tunelului. Și asta te bucură, iar șapte de monede îmi spune despre faptul că ai legătură astăzi cu o moștenire sau ceva din trecutul tău poate să revină. Ești hotărât să stai, să aștepți, te bucuri pentru că astăzi ți se oferă cumva niște uh, dovezi cum că ești pe drumul cel bun. Și asta te bucură și îți dă încredere în tine. Zodia Vărsător Dragii mei vărsători, pentru voi este o zi foarte bună în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Se mai detensionează acolo lucrurile și, mai mult decât atât, chiar este un moment bun pentru tine în care poți să te distrezi, poți să te simți bine, poți să-ți cum, mă rog, să cumperi ceea ce îți place, adică în partea cu cumpărăturile mai vedem. Dar este o zi foarte bună pentru tine, uite, să rezolvi ceva legat de casă, familie, trecut, zona imobiliarelor primești o veste acolo care te bucură și care îți dă foarte mare putere. Tot astăzi, atenție pe cumpărături da? și vezi că la un moment dat apare un haos, un moment așa în care nu prea te sincronizezi, ori cu persoana iubită, ori cu un copil, nu vă sincronizați voi prin niște conversații, prin ceea ce faceți, fără panică tot înainte că rezolvarea uite vine printr-un drum scurt, rezolvarea vine uh, prin, printr-o conversație pe care o ai cu un prieten, conversația vine prin, prin faptul că rezolvi ceva mult mai rapid, da? Dar tot așa, e printr-un copil, prin persoana iubită. Alții pur și simplu voi simțiți cam panicați astăzi, nu prea mai știți. Pe de o parte e bine, pe de altă parte Începeți să lăsați prea mult de la voi. E ceva acolo ce, vă, ce nu e ok, dar, repet, sfaturile unui prieten sunt de mare folos astăzi. Optul de spade și 9 de monede văd aici pe cineva care nu prea se simte apreciat sau pentru unii pot apărea probleme financiare. Sau sunt deja eremitul vorbește despre o legătură cu zodia fecioară, dar și despre un moment în care tu reușești să analizezi lucrurile mult mai intens. Reușești să-ți dai seama ce anume e necesar să cumperi, îți dai seama ce anume e necesar să faci și, așa cum am spus, sfaturile unei persoane care, nu știu, persoana asta e mai înțeleaptă, e mai diferită, are niște experiențe, chiar te poate ajuta. Pajul de spade te pune pe cercetare, te, te face mai curios din fire și astăzi poți să atragi atenția unei persoane, mai ales dacă ești un vărsător singur. Și chiar dacă nu ești, tot uh, susținere ai. Dar uh, pentru alți vărsători văd aici și faptul că ești foarte curios sau curioasă în legătură cu o situație. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi astăzi este o zi cu surpriză foarte mari și cu rezolvări legate de casă, de familie. În alte cazuri văd aici uh, și foarte multă susținere din partea prietenilor, din partea persoanelor apropiate ție. Faci tot felul de drumuri, ai tot felul de discuții care duc la rezolvarea unor probleme, și asta ce să spun eu ție, e o zi în care uh, relația cu casa, cu familia, cu trecutul, acolo e panică mare. Ți-am spus că se rezolvă doar că e și cu panică. Atenție, la modul în care tu abordezi problema, pentru că este posibil să te lași așa pe tine prea mult pentru ceilalți, să, să nu-ți placă ceva. Ne apar niște conflicte acolo, apare un moment de haos în mintea ta, în mintea celorlalți și în special în discuția cu o femeie. Deci atenție pe așa ceva, însă rezolvarea pentru tine vine printr-o printr-o avansare, printr-o veste bună, rezolvarea pentru tine vine prin a investi ceva în casă, în familie sau chiar discutăm despre a te impune pentru că e posibil să fii așa într-o perioadă în care să nu să nu te impui mult, să dar, așa, să pleci capul, să spui ei, lasă că nu contează. Da? Nu, nu, este o zi în care soluția pentru tine ține uh, de o apreciere. Da? Ține să apreciezi chestiile și în special să te apreciezi pe tine, să vezi care ți-e valoarea. E un moment bun. Faetonul nebunul, o legătură cu un rac aici, văd, dar și o surpriză mare legată de un drum, o surpriză mare legată de o mașină, o bucurie care apare, 10 de monede. Așa cum spuneam, casa și familia sunt importante, dar văd astăzi și o ședință din care tu vei ieși bine, sau o întâlnire dintr-un grup de oameni în care la fel tu vei ieși extrem de favorabil. Pentru unii simt că e ceva legat de zona online, deci poate e o întâlnire virtuală. Ultima carte, în Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, o zi în care va fi nevoie să alegi între plăcere și responsabilitate, între minte și inimă, dar văd aici o veste bună pe care o primești din partea unui suflet pereche sau din partea unei persoane dragi ție. Dacă ești un pește singur, mare atenție prin jurul tău că ai ocazia să cunoști pe cineva în cadrul unui eveniment. Bun, dragilor, cam atât. Acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, pentru cei interesați de previziuni bonus pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună, pentru anul 2023, vă invit cu drag să vă alăturați acestui canal. Este acel buton alătură-te sau join, depinde da, în ce în ce limba aveți canalul de YouTube și apăsați acolo și aveți toate detaliile, aveți acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru toate citirile care au fost postate de anul trecut până acum. Deci aveți foarte mult material acolo. Mai mult aveți și o filmare specială legată de îndeplinirea dorințelor, de legea atracției, dar nu e vorba despre partea cu emoțiile, e mai mult de atât, dar sunt niște soluții fizice care le putem găsi la, la problemele noastre. Vă îmbrățișez cu mare drag și să ne revedem cu bine și data viitoare.